Așa cum v-am promis, vedeți că ne ținem de cuvânt. Au evaluat pentru dumneavoastră, în seara aceasta, colegii mei Elena Plătică, Costel Atanasov, Georgeta Lichifor, Orchestra Ansamblui Artistic Regionist Baladele Deltei, dirijată de Aurelian Grăitoru, solici și instrumentiști Nicu Ifrim, Ion Marin, Iordan Marius, Iliță Ștefan și Andrei Gabriel. Invitații noștri din această seară au fost actorii Cornel Pampu, Elena Anastase, Liviu Dăuceanu, Andrei Mișonov, Victor Petcu Marinescu, colegul meu, consilierul artistic pe probleme de literatură, Aurel Ifrim, și trupele, trupa de dans Follow Beat, altul instructor este Mihai Păruș. Încă nu iau recitină. Și cei pe care i-ați urmărit la încheierea spectacolului, elevi minunați, pentru că și ei sunt elevi, de la grupul vocal-instrumental Scherzo, de la liceul Moisil, Grigore Moisil din Tulcea. Iată că vă rog, poftiți în scenă. Copiii noștri fac și lucruri bune, nu numai se înțeapă ca aia vedeam la televizor. Coordonați de profesor Claudia Raicu. Aș vrea să vă spun că au fost plăriți, grupul vocal-instrumental, au fost plăriți ca la școală, ca așa spunem, de către domnul inspector general adjunct Cornel Chistrugă, care acum două săptămâni, trei săptămâni de zile mi-a zis acest lucru și iată că noi i-am și adus în scenă. Mulțumim, domnule Cornel Chistrugă! Acestea sunt artiștii din seara aceasta, vă mulțumim! Și vă invităm la spectacolele noastre în continuare. Urmăriți afișele. Bună seara și tuturor doamnelor, domnișoarelor, un călduros la mulți ani. Iar tot ceea ce ați urmărit în seara aceasta a fost dedicat dumneavoastră.